Salutare tuturor, suntem în direct cu Oleg Adrian Vlad, cel care insistă să păstrăm discuțiile periodice, măcar în grupul ăsta. El e la Berlin, eu sunt la București, amândoi sunt membri ai Asociației Hyde Park. Microfonul liber e unul dintre proiectele noastre de 20 de ani, de când s-a fondat asociația. Eu sunt membru fondator acolo, Oleg a aderat mai târziu, când l-am întâlnit în parc, pe Aleea Clasicilor, unde noi făceam microfonul liber, iar el se exprima într-un cort. Se pare că era cu un cățel acolo. Acum e plecat în lume să își trăiască libertatea, dar prețuiește, îi pasă despre ce se întâmplă acasă și în casă. Azi ne propune să discutăm despre Oleg. Discriminarea în familie? Cum vrei să definești discriminarea asta în familie? Că discriminarea înseamnă un tratament diferențiat aplicat de mai degrabă funcționari publici, instituții de stat față de un cetățean sau de categorie socială. Dar în familie cine poate să te discrimineze? De exemplu, autoritatea, părinții care tratează în mod diferit pe alți membri de familie, pe copii, pe bătrâni. Să pe soț, adică fără respect, fără nimic, și am vrut să încep a vorbi despre asta. Da. Ok. Hai, te ascultăm. Cum vezi tu și după aia mai comentez și eu și cine vrea să participe cu noi în discuții. Să află, să dau întrebare, ție, Oleșca, că astăzi oaspeți nu sunt, dar eu mă gândesc cine dorește să conecteze la noi și să mai participe o leacă în discuție, el poate să conectează, corect, Oleg, și să mai spui și el a lui părerile. Eu socot că ultima vreme foarte, foarte multe, mulți familiile își pierd valoare de numire ca familie, din motivul că din surate măritate ei sunt soară, se marite, dar de trăit mai departe și de dus viața asta împreună, ei nu pot. Dânșii ori încurcă avuție, ori încurcă neajunsul oarecare care nu-i place lor, ori el sau ea sunt beți și nu duc în familie nici normală viață, numai distrugere, nici educație pentru copii. Și cum ar putea să opresc aceste chestii și, adică așa, în mod... Ce ar putea să facem noi pentru ca să nu întâmplă aceste cazuri? Că cum tu te gândești, Oleg? De regulă se găsește soluția la toate problemele în educație. Cu cât mai bine instruiești omul să se descurce în viață, în familie, în societate, cu atât mai bine se descurcă. Dar sunt destule cazuri când oameni cu studii superioare, cu masterat, cu școli de psihologie și de temir ce altceva, se comportă în mod abuziv, periculos cu cei din jurul lui sau al ei, încât stai și te gândești la ce le-a ajutat educația pe care o au, școala înaltă pe care au trecut-o. Deci nu întotdeauna, nu e un panaceu, un leac pentru toate bolile societății, educația. Eu aș vrea să spun că să dau un sfat la lume pentru că să fie la dânșe familia culturală, frumoasă și să trăiască ei unul de altul având plăcere să se zică unul la altul bună dimineața, apă primă și trebuie să există între tot și soția cu adevărat dragoste. Dragoste nu pentru că el iubește mașina a soției sau averea soțului, nu dragoste materială, dar dragoste a cei care cu adevărat te trage unul la altul. Ești de acord cu mine? Eu sunt mai sceptic, nu prea cred nici în dragostea credin religioasă, nici în dragostea asta sentimentală. Mie mi se pare că dragostea e un sentiment prea puternic, prea periculos, aproape chiar de boală mentală, care acaparează omul și îl face dependent de altă persoană. Și care trece repede și după aceea se poate transforma într-un sentiment la fel de periculos cum e ura.
Dar apoi sunt oameni care cu adevărat unul pe altul iubesc foarte, foarte mult. E ca toleg măcar odată pe cineva iubi? Nu cred. Cred că A, ești vaccinat. Ești vaccinat împotriva dragostei. tu n-ai simțit așa dragoste mare ca să te tragi după persoana pe care o iubești să nu-ți ajungă, să o cauți pe dânsă permanent. Nu, n-ai trecut prin asta, da? Nu știu, asta e un fel de obsesie, de interes acaparant, maxim. Mai ales că persoana aceea nu întotdeauna poate să-ți răspundă reciproc și atunci simte obligată, hărțuită de dragostea ta, de dependența asta ta de acea persoană. De aceea eu m-am ferit de astfel de sentimente. Dar atunci vreau să întreb, dar de ce se unesc familiile? Dacă tu zici că dragostea asta este un artificial sentiment care nici nu există, ca un fel de boală și așa mai departe, care e motivul pentru a crea familie dacă tu nu iubești unul pe altul? Poți să ne lămurești? Oamenii de regulă formează cupluri, familii, pentru că se simt bine împreună, se respectă și vor să gestioneze viața împreună. Eventual apar și copii și atunci sunt nevoiți să facă asta împreună pentru că au aceleași responsabilități față de acel copil sau acei copii. Dar cel mai des oamenii se căsătoresc din tradiție, pentru că așa spune cultura, că trebuie să te căsătorești, trebuie să faci o familie. Și de asta cele mai multe cupluri se separă după primul an de căsătorie, pentru că oamenii nu sunt pregătiți pentru acea viață în cuplu, pentru că simțeau doar o atracție fizică, poate doar, eu știu, o curiozitate pe care au satisfăcut-o și le-a trecut atracția. Și se chinuie după aceea unul pe altul sau una pe alta. Sau nu știu cum, în dependență de situație. Am văzut diferite cazuri când soția își naște copil și fuge de la bărbat și el nu putea să găsească copilul a lui. Sau bărbat își lua copilul și nu dădea la femeie să vie și să-l vadă pe dânsul. Am văzut situațiile când unul pe altul băteau în fața copilului și acela avea stres și avea frică permanent de părinți. Sunt cazuri când chiar în sex sunt foarte multe abuzurile care nu-i plac nici la partea și ei, nici la partea și ei, nici la soț, nici la soții, dar ei unul pe altul al împun și din motivul asta se începe svaduri foarte, foarte multe în familie. Știi de asta, da? Da, sigur că da, există viol conjugal, există violență domestică în pat foarte des și nu prea se vorbește despre asta. Nu știu de ce unii consideră că să faci sex e obligația partenerului sau a partenerii, când de fapt nu există nicio obligație. Faci sex numai dacă simți atracție, dacă te simți capabil, capabilă în ziua, în seara, în noaptea aceea. Dacă sunt circumstanțele favorabile pentru ambii parteneri, dacă numai două persoane sunt implicate în procesul acela. Deci, nu există nicio obligație și da, apar foarte multe conflicte din motivul ăsta. Sunt sex anal care nu-i place la soția și își face din asta scandal, tocmai iese la televizor și spune că bărbatul o împune pe dânsa. Sau mie îmi pare că familia nu se ține mult dacă două perechi adică plăceri unul de altul în relațiile intime, cum te gândești? Da, categoric, dacă nu sunt pe aceeași undă, pe aceeași frecvență, dacă nu au aceleași interese, unul vrea sex într-un fel, altul nu mai vrea deloc sau vrea în alt fel, oamenii cei nu se mai potrivesc, ar trebui să se despartă sau să discute, să vadă care dintre ei poate și vrea să se schimbe, să intre în poziția, în concepțiile de viață ale celuilalt, ale celeilalte. Deseori oamenii se căsătoresc sperând că o să-l schimbe pe celălalt pe parcursul căsniciei și nu reușesc și de la asta apare frustrare, supărare, violență psihică, verbală și după aceea și fizică, pentru că era convins, era
hotărâtă să schimbe pe cealaltă persoană și nu n-a reușit. Și de la asta apare supărarea, conflictul. Mai sunt situațiile când femeia se culcă cu alt bărbat și își naște copil în familie și soțul ei știe că copilul nu e a lui și începe permanent a supăra copilul ăsta, chiar și a bate, chiar și a alunga, chiar și fiind mititel, mic copilul lui, el oricum n-a-l recunoaște ca copilul lui și își batjocorește. Sau sunt cazuri când e cu adevărat copilul lui, dar el nu crede că e lui. Cum pot să spui la așa caz? E un abuz emoțional din partea bărbatului. Dacă femeia a făcut copilul cu altcineva, el are motiv să facă un test paternal, să demonstreze că nu-i copilul lui și atunci eventual să refuze să-l crească. Sunt foarte mulți bărbați care cresc copiii altora din motiv că nu vor să facă copii sau nu pot fizic să facă copii și atunci acceptă ca femeia să fie fertilizată in vitro sau de un tată surogat și după aceea tatăl adevărat își schimbă părerea. Multe cazuri se întâmplă, de asta e bine să se discute, de asta e bine să se recurgă la specialiști pentru astfel de cazuri. Se întâmplă și femei foarte geloase pentru că bărbatul își găsește alte prietene, alte partenere cu care își satisface fanteziile sexuale. Și chiar copiii. Sau chiar face copii, da, în extraconjugali, în afara familiei. Au dreptul părinții să supără copiii, măcar nu s-a lor. Tata are dreptul să supere copilul lui în familie, măcar că știi că nu e a lui sau măcar că nu crede că e a lui. Are el dreptul să facă asta? Cum tu te gândești? Oler. Nu, de asta legea operează cu noțiunea de interesul suprem al copilului, pe care îl apără și statul și în prisma legii, pentru că copilul e prima victimă. Copilul nu are nicio vină că cei doi nu se mai împacă, că unul dintre cei doi nu mai are atracție sexuală sau nu mai are apetit sexual sau nu-i fertil, nu-i fertilă și se recurge la tată, mamă, surogat. Copilul nu are nicio vină dacă a fost înfiat sau e copil natural sau dacă are frați din cealaltă căsătorie. Acei copii au toți drepturi egale și nu trebuie să fie discriminați dacă se ajunge la tema propusă de tine. Deci, da, părinții cel mai degrabă pot să discrimineze copiii pentru că unul dintre ei e băiat și celălalt e fată și poate să-l trateze prin prisma genului pe care îl are copilul, sau unul e alu măsa și altul e alu tața, dacă ți-ai minte romanul Moromeții, unii erau alu mama, alții alu tata și mai erau copii din ultima căsătorie. Deci sunt categorii diferite de copii, dar nu ar trebui să existe. În familie, nu doar copiii, dar toți membrii trebuie să fie egali, și bunici și cine mai face parte din familie, toți trebuie să fie tratați în mod egal de capii familiei, ca să zic așa, sau nu ar trebui să existe nici cap de familie. Principalii responsabili, da, sunt părinții, dar toți membrii familiei ar trebui să fie tratați în mod egal, să fie consultați la luarea de decizii, dar spre regret nu prea se întâmplă astfel în familiile noastre. Mai sus tu ai zis că chiar și au probleme chiar și psihologi, și care chiar, cum tu zici, dau susținerea psihologică la alții, tot au probleme în familie. Înseamnă fiind cu o știință care o au ei, însuși lor nu pot să-i ajută, nu că să-i ajută la altcineva. Da, se întâmplă să comită abuzuri, cum spuneam, chiar oameni care s-ar părea trebuie să-i ajute pe alții, psihologi, preoți, eu știu, funcționari publici care se comportă abuziv la ei în familie, la ele, acele persoane în familia lor. Demonstrează că nu sunt capabili să aplice legea nici alături, nici în preajma lor. Cu atât mai mult nu pot să fac asta cu alții. Sunt cazuri când chiar soț sau soție poate să sinucidă însuși, să se ocupă cu sinuciderea însuși pe dânșe, cum a se numește, suicid. Sinucidere, da. Da, când nu-i merge în familie pace, când nu-i merge, nu-i plașiva sau prejeloasă
femeia și poate să aruncă de peste balcon sau să gâtuie, sau chiar copil văzând că părinți nu își găsesc între dinși, adică limba comună și toată agresia își toarnă peste copil, înseamnă și el poate să nu reziste psihologic și să facă sinucid. Da, au fost atâtea cazuri când copiii care simt tensiunea în familie să încerce să-și pună capăt zilelor sau unul dintre părinți se manifestă altfel sau și mai grav se întâmplă ca unul dintre părinți să vrea să-și pună capăt zilelor împreună cu copiii. E cunoscută lucrarea aceea antică încă de mii de ani cu Medeea care și-a omorât copiii din gelozie. Eu mă gândesc că noi trebuie să sfătuim la oameni așa. Primul rând, când voi faceți familie, trebuie să aveți dragoste, adică să simțiți, să aveți sânt, adică să simți, să ca șobanii ciustul, cum în limba română Să spuneți? simtă, da, să simțiți, sau Și oamenii să voi simtă, da. adevărat iubiți soția care să și soția sau viitorul soț, că voi în primul rând, iubiți. Este primul pas care ați vă ajută vouă ca să întărească familia voastră. A doilea pas, voi trebuie să fiți înconvinși, dar dacă voi iubiți unul pe altul, apoi înseamnă și în relațiile intime, precis, voi a să aveți, adică, coincidere, adică, a să aveți Potrivire, da. satisfacția. O să vă potriviți. Că știți că mult face, nu numai că tu te-ai ocupat cu sexul și gata, mult face dacă tu iubești persoana și că când tu iubești persoana ta, tu poți și să faci multe, că dragoste n-are vamă, ea, dragoste n-are hotare. Dacă omul iubește, el pentru soț, pentru soția, el nu spune că ea ca aral nu-mi place, anal nu-mi place, asta nu-mi place, el face tot pentru că el iubește pe soție sau soț, cine e acolo între dânsă, da? Cine și cum. Asta e prima. A doua, după dragoste, trebuie să coincidiți în relațiile intime. A treia, care eu să pot, trebuie să aveți voi trebuie să știți că dacă voi vă uniți, voi trebuie și permanent la școală vă învățați și cărți vă învață și filmuri vă învață, că voi trebuie să aveți sânt de răspundere. Corect, Oleg? De Că voi trebuie acord, mai ales să dacă ești părinte de copii, ai responsabilitate față de acei minori care nu au capacitate de exercițiu, ești singurul, principalul responsabil pentru faptele lor, pentru felul cum sunt educați, cum sunt întreținuți, dar și partenerii, cei doi membri de cuplu sau dacă sunt mai mulți într-un grup, oamenii adulți trebuie să fie responsabili față de și de ceilalți și de felul cum se simt ceilalți. Dacă te implici, nu ești egoist, te gândești doar la binele tău, te gândești și la ceilalți pe care i-ai implicat în afacerea asta, în plăcerea încă asta de a care trăi sau de a activa împreună. da, încă care sfat aș da, dacă voi vă uniți și dacă voi aveți și din partea soțului și din partea soției aveți părinți, stăruiți-vă cumva să faceți asta, așa ca să nu locuiți împreună. Nu din motivul că ei sărăi și nu zbuni și voi sunteți nemulțumiți, dar din motivul că vrei, tu nu vrei, dar părinți au gelozia lor și lor, ori și n-ai spune tu la fica ea, oricum a se crede că tu ai făcut agresiv, o da, cu violență și a să înceapă a face pace la tine în familie, nevăruind ție să-ți facă bine, îți faci și mai rău, e se implică în chestiile tale. De atâta, când voi vă însurați, voi trebuie să vă duceți din casa părintească, să aveți părinți grijă permanent și a soției părinți și a soțului și să vă duceți sâmbătă, duminică să o vizitați, să-i ajutați cu ce dacă puteți, a dat cel mai mare ajutor acum în timpul nostru ca să nu îngreutățiți cu
problemele voastre pe dânși și să nu cheltuie pe voi banii. Asta e cea mai mare ajutor pentru părința muia. Și să faceți viața voastră separate. Să nu ascultați niciun prieten, nici pe nimeni, să nu ascultați cum să construiți casă, familia voastră. Din motivul că oricare sfat el poate să distrugă pe tine sau poate să te unească pe tine. Dar mai mult cazuri, văzând foarte multe situațiile, foarte multe передачи, cum în limba română se numește, da? Emisiuni televizate, da, Unii. sau radio, sau Eu pe internet. am avut, așa, ne-am făcut concluzie că cel mai bine e să ascultați numai unul pe altul, fără niciun sufleur. Nu știu cum în limba română se numește. Fix așa se numește, suflor, că vine din franceză, da. Dar nu sunt de Tu acord ești de acord? cu tine, Oleg, că să nu asculți prietenii, să nu asculți specialiștii. Cred că trebuie să asculți pe toată lumea, să-ți faci o concluzie, să ții cont și de părerile altora, inclusiv să asculți copiii, chiar dacă ți se pare că sunt minori, ce poate să decidă. Ei au o personalitate deja de pe la 3-4 ani, trebuie să asculți opinia lor. Eventual să încerci să-i Ce convingi anume că să asculte? numai înghețată nu poți să mănânci, de exemplu, desculți pe afară, e periculos să umbli, să încerci să convingi copilul să încalce, să mănânce și altceva. Dar trebuie să ții cont și de părerea celorlalți din Eu familie, am din cuplu, nu neapărat din familie, că sunt unii care trăiesc împreună fără să aibă statut de familie, pentru că legile de la noi în România și în Republica Moldova sunt cam restrictive. Nu consideră familie chiar pe toată lumea care vrea să trăiască împreună. Sau sunt cupluri, familii care s-au despărțit și oricum au responsabilitate să îngrijească împreună copiii pe care îi au din căsnicia lor. Sau chiar dacă n-au copii, tot au responsabilitate să nu se rănească unul pe altul sau una pe alta după ce au divorțat, pentru că tot rămân cu drepturi. Și n-ai voie să distribui imagini, foto, video pe care le-ai făcut atunci când erați împreună și aveați încredere unul în altul, dacă acele imagini cu corpul gol, exact, cu nud, dar nu neapărat nud, pot fi și imagini pe care nu vrei să le faci publice, care erau doar pentru tine, da? Te-ai fotografiat, eu știu, pe carusel, cu sapa în mână sau la coada asta vacii este și ai trimis personalul. prietenului prietenei, nu vrei ca acele imagini să ajungă public. I le-ai dat Nu, numai da. lui pentru că aveați atunci încredere unul în altul. Trebuie respectată acea încredere, pentru că sunt date personale, nu erau pentru public. Dar eu am avut în vedere când am zis să nu asculte pe tot, pe nimeni, adică în relațiile care îi fac întrânse, adică cum construiesc familia, adică și intim, și cum ei vor să facă mai bine ca să cresc copilul, unde să-l crească și așa mai departe. Anume că Dacă despre crescutul copiilor trebuie să-i întrebi și pe alții, pentru că nimeni nu se naște părinte și nimeni nu trece prin școala părinției, decât ce a văzut la părinții săi. Dar de ce să nu învățăm mai mult din asta? Să vedem la televizor vecinii ce ne spun rudele, cumetrii și tot așa. Că unii au poate mai multă experiență de crescut copii, unii poate au școală mai multă de pedagogie. De ce să nu ascultăm? Poate nu trebuie ascultate bârfe, gura lumii, dar experiența, sfaturile bune ale altora ar trebui să le ascultăm dacă vrem să devenim părinți mai buni, parteneri mai buni. sunt cazuri de pildă, dacă de pildă ei au posibilitatea undeva să meargă, unde precis știu că mai bine pentru dânsi și pentru copiii lor ca să crească și să-i dea studiile, apoi de pildă alții poate să-i sfătui să nu facă asta. Și ascultând pe acești oameni, ei își fac numai mai rău pentru dânsi și pentru familia lor. Adică asta am avut în vedere. Și pe urmă toată viața zic că dacă noi erau să ne ducem la Germania și să trăim acolo, de pildă, apa altă viață era, dar noi am rămas în sat, în Moldova, și acum e așa cum trăim. Înțelegi care, adică de ascultat, trebuie de ascultat, dar numai sfaturile. Dar responsabilitatea pentru deciziile adoptate trebuie să ți-o asumi, pentru că ai ascultat de gura lumii, ai ascultat de cumătri, ai ascultat de specialiști, dar decizia ai luat-o tu și te afectează primul pe tine și pe partenerul, partenera ta, pe copiii tăi. Da, Deci tu trebuie să răspunzi pentru decizia adoptată.
Fie că ai ascultat pe cineva sau n-ai ascultat, dar tot tu rămâi responsabil. Da. Dar sunt cazuri așa că chiar și am văzut emisiuni mulți când, de pildă, copiii au ascultat părinți și nu s-au dus, de pildă, în țara altă să trăiască. Și pe urmă, fiică permanent zici că mamă, eu stricat viață, că nu i-a permis cândva să ducă, de pildă, în Germania să trăiască. Apoi, atunci au luat decizia care au primit părinții, o hotărât să facă, dar pe urmă au rămas tot părinții vinovați. Asta înseamnă să cauți scuze, țapii spășitori, să refuzi asumarea răspunderii pentru deciziile tale. Când ești adult, deja poți decide pentru tine, indiferent de ce zice mama, partenerul, cumătru, gura lumii și tot așa, primarul. Iaca eu spun permanent, că noi am o școleșcă împreună și de acord fiecare în partea lui, trebuie să credeți în Dumnezeu și să citiți Biblia. Corect, Oleg? Sigur că da. Citiți mai multe cărți decât Biblia, pentru că sunt unele cărți mai noi, mai recente, care au înțeles din istorie mai mult decât au înțeles autorii antici necunoscuți ai Bibliei. Citiți mai multe cărți și s-ar putea să vă fie mai ușor în viață. Și e că Biblia vă învață că familia în Domnul și dacă ați faceți rugăciuni permanent unul la altul, că voi să știți mai întăriți, Domnul a să vă aibă grijă de voi, a să vă ofilească de la orice problemă, dacă numai să aveți credință și să trăiți curați în fața Lui, chiar ca familie. Coleșcă și spui de asta? Eu nu sunt credincios, nu încerca să mă atrage în poveștile în care crezi tu. Eu sunt ateu și cred mai degrabă în drepturile omului, în supremația legii, în funcționarea instituțiilor statului, în respectul oamenilor unul față de altul, empatie, umanism, dar am respect și pentru oamenii care cred și simt că le ajută credința. Eu foarte mult când ascult atele emisiuni, adică când ceva acolo postezi, apă foarte mult aud, of, Doamne, of, Doamne, ce-o făcut aici, of, Doamne, cum să o numesc asta, că tu crezi în Domnul? Nu, eu mă refer la niște doamne pe care le cred eu mai influente. Tu ai doamnele tale speciale. Am niște doamne influente, da, care mă fac să oftez. Ok, deci eu să cod dacă Oleg mai are ceva adăuga, eu ideea mea a fost să spunem despre toate situațiile care sunt, să dăm niște sfaturi, fiindcă voi despre asta toți știți, toți sunteți învățați, toți sunteți cu internetul, dar noi am vrut chiar și la microfonul liber să vorbim, noi am avut și doamna Larisa care a vrut foarte, foarte mult să vorbească despre discriminarea anume femei și a vrut să facă o emisiune, Oleg, nu pot să-i propui să facem o dată împreună cu dânsa emisiunea asta? Despre apărarea drepturilor. Dacă reușești să o convingi pe Larisa sau pe oricine altcineva să participe în discuțiile noastre, poftim. Iată și acum avem afișat link-ul de acces în discuția noastră, dar de jumătate de oră vorbim și nimeni nu și-a manifestat dorința să adere. Poate după aceea o să vadă video, să le pară interesant ce am discutat noi și o să vrea să comenteze. O să răspundem cu drag la comentarii și data viitoare poate o să vrea să intre în direct. Lasă scrie în comentarii, că nu permanent, cam oara 11, 12 sau cât acolo la voi în Moldova. E două acum la București. Poate nu le convine ora două duminica la amiază. Poate în altă oră, în altă zi vor să facem discuții. Suntem deschiși. Noi ești bucuroși dacă scrieți comentarii, spuneți like-uri și trebuie să ne susțineți pe noi, pentru că noi ne străduim pentru voi permanent să aducem nu nou, dar tot așa și vechi, dar o ridicăm mai sus, mai la prosmotr, cum se numește în limba română. La vedere, probabil, vrei să zici. La vedere, da, că să nu uitați că mai sunt și de este cazuri și noi tot știm de dânsă și pentru asta Curaj TV și ai parc să lupte pentru ca să nu fie aceasta. Dar din motivul că, chiar vă spun, până când suni la poliție soție că bărbatul o bate, până când polițaiul vine, apoi e pat și ieși ușii, să ieși de acord cu mine. De asta e bine ca femeile să simtă din timp
că victimele ale violenței domestice sunt cel mai des femeile. Se simte din timp când soțul, partenerul lor devine agresiv, periculos, să prevină situația în care nu mai are scăpare. Eventual să facă și cursuri de autoapărare, să știe să mânuiască o tigaie, un melesteu, un polonic, Și genunchii, am vrut coatele, un scaun să se apere. la Chișinău este special centruri, în trei locuri, la Băicani, în centru, dacă nu mă greșesc, și la Botanica, anume pentru femei care victime de violență. Și este la telecentru un centru pentru bărbați victimi de violență, dar acolo merge o leacă și pentru cei care au fost vânduți psihotari și cei care au fost fug de la femei care tot sunt nebuni și poate s-au ucis și judecat au constatat că ei sunt jertfe a violenței și lor se dă centru de deplasament unde ca când se ocupă cu dânșii psihologi. Ai auzit de asta, Oleg? Da, pentru femei sigur am auzit de Casa Mărioare și de altfel de centre care le asigură, la stradă, de exemplu, le asigură femeilor protecție temporară, refugiu dacă pleacă de acasă cu copil sau fără. Despre bărbați nu știam, dar nu exclude, posibil să fie și astfel de cazuri și bărbații să aibă nevoie de un acoperiș deasupra capului, că dreptul la locuință e un drept fundamental. Dar iacă, dacă copilul este discriminat, adică supărat, forță violență în familie din partea soției și soțului, a părinților împotriva copilului, ca când el, după lege, trebuie să ducă la protecția mamei și copilului și să pui plângere sau La la orice poliție. vecin poate să se plângă copilul, la orice polițist, la orice funcționar public, poate să scrie pe internet, poate să sune. Da, și soțiile, femeile, tot așa, și bărbații, orice victimă a violenței poate apela la instituțiile statului pentru apărare. Dar la copil nu să spui că el e mic și trebuie să răspundă pentru dânsă părinții și el Nu, trebuie să dacă fie. te plângi împotriva părinților, trebuie să fie examinată plângerea copiilor. Statul are obligația, cum am zis, să apere interesul suprem al copilului, chiar împotriva părinților lui. De la câți ani se De la începe a orice primi? vârstă. Nu există o limită, un prag de vârstă. De la orice vârstă, un copil, dacă se poate plânge, plângerea copilului trebuie să fie luată în serios. Poate fi oarecare încărcătură în plângerea lui? În ce sens încurcătură? Da, copilul poate să nu înțeleagă fenomene, cum și tu, iată, ai folosit termenul discriminare, când de fapt e vorba de diverse abuzuri în familie. Discriminarea fiind doar unul dintre abuzuri, un tratament inegal aplicat mai ales de cei care au puterea, de exemplu, părinții împotriva copiilor. Deci, da, cei mai mulți copii nu știu despre drepturile lor, nu știu să le formuleze, dar dacă află de la grădiniță, de la școală și depistează simptome de, nu știu, hărțuire, abuz sexual, violență, abuz psihologic și tot așa, copilul se poate plânge și împotriva învățătorilor, și împotriva educatorilor, și împotriva părinților săi sau a altor copii care se Dar iată, poartă spune abuziv. Oleg, din ce tot frumos, statul, acum în Moldova, o obligat ca la școli să știe lecțiile duhovnicești, adică preotul, ca când la Biserica Ortodoxă, să vie și să ne învață copilul meu de credința lui, în care eu n-aș vrea ca copilul meu să treacă așa lecțiile. Dar dacă asta este în orar în școală, eu socot că asta e oarecare discriminare. Cum tu socoți? Da, eu cred că e o favorizare a unui cult religios și se practică prozelitism în școală, ceea ce e interzis de codul penal. E o complicitate a structurilor statului cu structurile afacerilor bisericești. Asta trebuie oprit, trebuie denunțat, legile deja ne permit asta, standardele europene permit, trebuie să denunțăm ingerința bisericilor în treburile statului laic, cum e, de exemplu, educația, care în partea ei obligatorie, trebuie să fie obligator și laică educația, pentru că nu poți să obligi pe cineva să meargă la școală și acolo să îl îndoctrinezi religios sau politic. De Ia ca asta. de pildă, eu n-aș vrea ca copilul meu
să învață la școală orice religie. Fiindcă eu nu cred nici în orice religie, eu cred numai în Dumnezeu. Eu nu respect nici catolici, nici ortodoxi, nici baptiști, nici sectanți, pe nimeni. Și de ce copilul meu trebuie să fie învățat de un popa care e singur mai păcătos decât eu? Spuneți-ne una. Și în al doilea rând, deși asta este, merge în obligațiunea școlii. Și de ce copilul meu trebuie să șușească minții cu lecțiile care își dă preotul, care nu sunt corecte și nu sunt drepte, care mai mult sunt bazate pe istoria jumătate de istoria de cum s-a creat Drevni Vamira, nici nu știu cum se numește limba română asta, jumătate Bibliei, el spune și el crede că asta e adevărat. Eu nu socot asta corect și socot că copiii nu trebuie să fie obligați să învață la așa studii. De acord, Asta și e. am putea aborda tema asta data viitoare. Poate oamenii o să reacționeze la tema asta, o să se pregătească și data viitoare o să vrea să intre cu noi în polemică. Deci, propun să închidem aici, că vorbim de 40 de minute și să promitem că data viitoare vorbim despre îndoctrinare religioasă în școala de stat obligatorie. Socoți că despre vorba asta noi trebuie să vorbim anume separat, să-i dăm mai mult timp. Da, mi se pare la fel de important și de grav ca abuzurile din familie, despre care am încercat să discutăm azi. Da, păi eu tot socot că asta, fără voie părinților, fără acordul lor, s-a făcut asta. Înțelegi cum? Și eu sunt Hai să împotriva ne așa lege. documentăm și să vorbim despre asta data viitoare, poate o să fim mai mulți. Data viitoare aș vrea să vorbesc tu și dracu, așa se numește tema mea, care tu Păi tamam astăzi să ne... leagă, că despre Benga, despre dracu, Ok. ni se vorbește Bun. copiilor în școală. Bun, dar Bine. nu, ei cred că ei despre Domnul vorbesc, dar vorbesc, dar nu corect. Adică nu se dă studiile cele care trebuie să fie date. Am înțeles. Ținem legătura, ne vedem data viitoare. Cine a privit acest video, îl rugăm să pună like, share, adică să-l distribuie mai departe sau să comenteze dacă nu-i de acord cu opiniile noastre. Noi chiar cu plăcere să ascultăm toate comentariile și să răspundem pe dâns și dacă ați eu, adică dacă ați avea, dacă ați au nevoie comentarii de comentarii. Da, Oleșca? Da, dacă nu o să fie înjurături sau pur și simplu bravo, salut sau nu-s de acord, atunci o să reacționăm, o să comentăm. Dacă pur și simplu o să... Dacă ați și oarecare întrebări, noi Exact, tot dacă o să fie comentarii pertinente, interesante, sigur că da, o să reacționăm. Poate chiar o să ne dea teme de discuție pentru data viitoare. una ne-a propus nouă în comentarii să vorbim despre politică care se petrece în Moldova, dar am socotit că despre asta toată lumea știe fiecare zi și nu tamam că noi trebuie să vorbim despre asta. Putem vorbi și despre politică. Acum cât n-a început campania electorală, încă până în septembrie mai putem vorbi. După aia începe campania electorală și n-am vrea să facem partizanat. Noi în septembrie avem alegeri? În Moldova o să fie alegeri locale și în septembrie începe perioada electorală, în octombrie campania electorală și în noiembrie, pe 6 se Noi pare, alegem sunt alegeri de primari și consilieri locali. dar președintele când a și la noi ales? Nu știu, parcă în 25 expiră mandatul Maia Sandu. De doamne să ajungem până acolo. Ok. Bun. Succes lui Maia Sandu și fără război la noi în țară. Mulțumesc, coleg. Noroc, pa.